Mediul antreprenorial de astăzi permite să demarezi și să conduci o mică afacere chiar și de acasă. De fapt, una din cele mai mari tendințe de astăzi în economie este freelancing. Află din acest episod 10 idei de mici afaceri construite de acasă. Angela din Brașov este în concediu de maternitate, dar simte că dacă nu face ceva acum, ceva ce îi place, nu va mai avea această ocazie când va trebui să se întoarcă la serviciu. Se gândește serios să-și construiască o mică afacere și să vadă dacă nu cumva îi stă mai bine ca freelancer sau ca soloprenor acasă. Bravo, Angela! Îmi place spiritul tău. În plus, te-ai prins probabil că un copil îți schimbă viața și va avea nevoie atât de timpul tău, cât și de multe sau mai multe resurse pe care părinții înțelepți le văd disponibile astăzi în economie și vor să le acceseze. Să lucrezi de la 8 la 5 pentru un salariu insuficient nu mai e o soluție astăzi, nu este destul. Așa că felicitări pentru asta. Îți spun de la început că atunci când cauți idei de a face bani de acasă, găsești aceste idei de afaceri în cele mai neașteptate locuri. Deci trebuie în primul rând să te eliberezi de orice idee preconcepută și să gândești liber, cu mintea la oportunitate, nu la ce zice lumea. Pentru că în fond e viața ta și tu trebuie să decizi ce e mai bine pentru tine, nu alții. Pentru că locuiești într-un oraș atât de frumos, în Brașov și plin de turiști, aș fi înclinat să-ți propun să începi să faci tot felul de suveniruri handmade pe care să le dai la vânzare în magazinele premium de suveniruri. Dar în afară de asta, am să-ți propun încă alte 10 metode prin care să câștigi bani de acasă în funcție de pasiunea ta și sper să-i ajut pe toți cei care se uită la acest episod pentru că știu că sunt multe persoane în situația ta. Afacerea numărul 1. Consultant de imagine. Oricine are nevoie de un specialist pentru a arăta și a se simți mai bine pus în valoare. De la stil vestimentar, coafură, make-up, accesorii, până la bune maniere. Așa că ai multe idei de afaceri într-una. Numărul 2. Creator de uleiuri, creme și săpunuri naturale homemade. Dacă îți place zona asta și ai un mic spațiu pe care să-l dotezi corespunzător, vei putea crea cele mai interesante și unice produse. E o super afacere și merge foarte bine afară, s-ar putea să poți să-ți faci și un site la nivel european. Numărul 3. Freelancer în diverse proiecte de design, programare, research și așa mai departe. Îți recomand să intri pe platformele naționale și internaționale unde să-ți creezi un profil și apoi să aplici pe proiecte deja disponibile. E o întreagă comunitate de freelanceri care așteaptă serviciile tale. Numărul 4. Marketer în programe online de afiliere. Nu ești angajatul nimănui, nu trebuie să ai stoc de marfă sau să te ocupi de partea logistică a afacerii, trebuie doar să înveți cum să promovezi produse și servicii în mediul online. Vei câștiga din fiecare link care vine de la tine ce se convertește, ce se transformă într-o comandă plătită. Așa vor veni banii și e destul de ușor și poți să înveți destul de repede. Numărul 5. Scriitor tip ghost. Poate sună ciudat, dar o să explic imediat. Orice om visează să scrie o carte în viața lui, măcar una. Ajută-i să-și transforme ideea, povestea, într-o carte întreagă și asta înseamnă că ești scriitor ghost, adică scrii pentru ei, colectezi informațiile și tu scrii conținutul. În plus, orice companie are nevoie de mult conținut de calitate pentru site-urile lor, deci vei avea atât clienți persoane fizice, cât și clienți companii care îți vor cere conținut permanent. Numărul 6. Specialist social media. Ajuți companiile sau persoanele publice să își aleagă canalele de social media și apoi să-și promoveze produsele și serviciile într-un mod consistent, consecvent și eficient. Nu mai are rost să-ți povestesc aici, dar sunt foarte multe cursuri pe care poți să le iei astăzi, destul de ieftine, în care poți să înveți exact cum se face treaba asta. Este zona de viitor în care cine astăzi învață să descurce va fi campion și om liber în viitor. Numărul 7. Life coach. Indiferent dacă oamenii sunt de succes sau nu, toți au provocări la care trebuie să facă față cu bine. Probleme de căsnicie, relația cu copiii, stima de sine scăzută sau pur și simplu lipsa unui plan de viață care să-i motiveze din interior. Dacă simți că poți empatiza cu oamenii fără să le dai sfaturi, ci doar să-i acompaniezi într-o călătorie de autodescoperire, life coaching-ul poate e pentru tine. Numărul 8. Specialist în recenzii. Asta e foarte tare și e foarte nou. Vei face recenzii despre un produs, despre un magazin, despre un hotel, despre un film ce merită văzut, despre aproape orice. Vei putea beneficia astfel de cazări, excursii, produse gratuite și bani. Pentru a face o recenzie elaborată, profesională și corectă, echidistantă, pentru că aici e foarte important să fii echidistant, să fii tot timpul fair, pentru că audiența ta e cea care te urmărește și care, practic, merge mai departe după tine. Numărul 9. Meditator. Și nu vorbesc aici doar de meditații pentru copii, ci pentru adulții care vor să învețe lucruri noi.
artă, muzică, limbi străine, o grămadă, adulții de astăzi vor să învețe o grămadă de lucruri. Și nu uita de o altă categorie foarte interesantă, persoane în vârstă, care vor să învețe și ei despre tehnologia de astăzi, despre lucrurile pe care ei le pot face, despre modurile în care ei pot socializa și anumite lucruri pe care și ei simt că mai vor să le învețe, chiar dacă sunt avansați peste 50-60 de ani la pensie. E un segment foarte interesant. Numărul 10. Servicii destinate celor ce lucrează de acasă în zona ta. Poți să faci o grămadă de lucruri, de la livrarea de produse până la servicii de mentenanță a caselor, a calculatoarelor, a animalelor lor de companie. Oamenii ăștia sunt oameni ocupați, care stau acasă și care au grijă de clienți, au grijă de comunitățile lor, de afacerea lor, însă și au nevoie de un furnizor. Chiar dacă nu poți conduce această afacere, numărul 10, din interiorul casei tale, îți poți găsi clienți în proximitatea casei tale, așa că deplasarea și efortul sunt minime. Câteva din cele de mai sus necesită o formare specifică, de exemplu life coach sau consultant de imagine. Însă astăzi există o grămadă de cursuri calitative de formare și găsești peste tot. Ai grijă doar să le alegi pe cele certificate cu trainer sau cu formatori foarte valoroși de la care să înveți lucruri rapid și simplu. Deci nu vei avea mari probleme în zona de formare. Altele necesită doar, nu știu, spirit autodidact, dedicare, pasiune. Trebuie să-ți placă, trebuie să simți că ești acolo, dar să-ți placă foarte mult că o faci de acasă. Vestea bună la aceste meserii de acasă este că de cele mai multe ori poți combina două sau trei din astfel de idei care sunt mai aproape de pasiunile tale. Ideea este simplă. Astăzi este tot mai posibil să lucrezi de acasă și să fii prosper. Cea mai mare tendință în piața forței de muncă este freelancing-ul, iar cei care prind cât mai repede treaba asta sunt, părerea mea, asigurați financiar în viitor. E o piață liberă în care toată lumea are libertatea să lucreze de unde vrea, când vrea. Succes și anunță-mă ce ai ales și mai ales cum îți merge, sunt foarte curios ce ai ales și vă invit pe toți cei ce munciți de acasă să deveniți o inspirație pentru cei din comunitatea noastră antreprenorială și să ne spuneți povestea voastră de succes. Aș fi foarte curios să văd cum v-ați descurcat, cum putem adăuga valoare în această comunitate și cum putem ajuta cât mai mulți oameni să fie liberi, independenți financiar, fericiți. Mulțumesc în avans pentru întrebare și succes! Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe! Și vei avea acces la toate celelalte pregătite. Nu uita în același timp să dai și coment și share pentru ca toată lumea să afle veștile bune despre antreprenoriat.